Scene fără precedent au avut loc ieri în Parlament. Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat în urma agresiunii că va depune plângere penală împotriva lui George Simion. După incidentul de luni, când liderul AUR l-a luat de gât și l-a jignit chiar la tribuna Parlamentului. Virgil Popescu vorbea de la prezidiul Camerei Deputaților la moțiunea simplă împotriva sa, moment în care Simion a venit peste el la microfon și a urlat în repetate rânduri: "Ești un hoț." Virgil Popescu i-a replicat imediat strigându-i: "Ești un prost." "Domnule președinte, pot să-i spun eu domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul, că văd că pe Simion îl frământă alte lucruri," a replicat Virgil Popescu. "Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul, că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri." "Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte, am rugămintea la liderii de grup să vină cu noastră. Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru." "Ești un prost." În acest moment, liderii grupurilor politice s-au reunit în ședința birourilor permanente pentru a decide eventuala sancționare a lui George Simion. Ulterior, George Simion a declarat faptul că nu este nicio agresiune, nu i-am făcut nimic, am pus mâna pe el, m-a deranjat faptul că este un hoț și am spus că este un hoț, vorbesc în numele a milioane de români. Este pentru prima oară în istoria parlamentarismului când un ministru este agresat fizic, a spus președintele de ședință, Daniel Suciu. Ceea ce s-a întâmplat ieri la Parlamentul României este de neconceput, nemai întâmplându-se în istoria postdecembristă. Ministrul Energiei Virgil Popescu a făcut o solicitare către conducerea Camerei Deputaților, în care cere să îi se pună la dispoziție filmarea integrală a incidentelor petrecute luni, la dezbaterea moțiunii simple, când liderul AUR, George Simion, a venit la tribună și l-a agresat fizic. Ministrul a anunțat deja că va depune plângere penală pe numele copreședintelui AUR.